WhatsApp, o platformă de mesaje cu numărul de utilizatori din jurul meu, funcționează liniștit la noi modificări care sunt foarte importante pentru iPhone și Android, de care nici măcar nu credeți că aveți nevoie, dar care va fi foarte util. Să ar putea să știți că aplicația WhatsApp ne oferă posibilitatea de a găsi informații în conversația noastră bazată pe diverse filtre, o funcție foarte utilă, dar va fi extinsă pentru a fi mai utilă. WhatsApp testează în prezent modificările pentru iPhone și Android pentru această funcționalitate care ne va permite să căutăm toate conversațiile în care avem mesaje de nedescris, pentru a nu pierde nimic din ceea ce am primit. Veți spune că puteți face acest lucru rapid deschizând interfața de conversație WhatsApp, unde sunt afișate toate mesajele noi primite, dar această funcție vine cu ceva diferit pentru telefoanele mobile. WhatsApp caută mesaje prea marcate atunci când citiți. WhatsApp ne va oferi posibilitatea de a căuta între mesajele de conversație și de a vedea asta necitit, chiar dacă îl tipărește manual așa cum este citit, dar uit de ele și nu am citit sau nu vreau să o citim. Ideea este foarte bună, deoarece poate marca un mesaj de citit, chiar dacă nu îl citesc cu adevărat și să le uit, dar această schimbare din aplicația pentru iPhone și Android vine să rezolve această problemă. WhatsApp a aplicat recent o schimbare mai importantă la aplicațiile dedicate telefoanelor iPhone și Android, iar acest lucru se datorează faptului că el vrea întotdeauna să ofere ceva nou tuturor celor care folosesc platforma de mesaje. Desigur, WhatsApp vrea să continue să testeze această schimbare pentru o perioadă mai lungă de timp înainte de a o lansa în public, așa că trebuie să avem răbdare, astfel încât totul să fie lansat. WhatsApp are multe alte modificări majore în ceea ce privește iPhone și Android acum, așa că trebuie să vedeți doar măsura în care vom primi mai rapid sau mai greu schimbările pe care le așteptăm de la platforma de mesaje în următoarea perioadă.